Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul știrile este alimentația copiilor, responsabilitatea părinților, cum trebuie hrăniți bebelușii pentru a crește sănătoși, cum se diversifică alimentația corect sau care sunt vaccinurile recomandate în rândul copiilor. Sunt doar câteva dintre întrebările care circulă prin mintea unui părinte. Cei care doresc să afle răspunsul la ele pot participa gratuit la un workshop despre alimentația sănătoasă în rândul copiilor. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea gustul copilăriei. Gustul copilăriei ei a ajuns din inima mușcerului până peste hotare. Cu dragoste și cu fructe, dulceața ce a poposit și la târgul din centrul orașului a fost la mare căutare în rândul târgumureșenilor. O afacere pornită la cererea clienților unei foste pensiuni este un real succes. De asta, dulceața de fragi, smeură sau coacăze cu ceapă a ajuns prin comandă până în Statele Unite ale Americii. Pe locul 3, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea soarele și căldura mai au de așteptat. Soarele și căldura mai au de așteptat pentru că meteorologii anunță vremea cu ploi abundente și temperaturi scăzute. Până la 5 grade în zilele următoare, ba chiar pentru zona de munte ne putem aștepta și la nisori. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând alături de alte informații pe site-ul sttlettme.ru.